Ziua Mondială a Teatrului este un moment de recunoaștere a forței de comunicare pe care o are teatrul dincolo de toate frontierele geografice sau culturale, lingvistice, religioase ori politice. Arta scenică ne ajută să descoperim lumi fascinante. Evenimentul a fost marcat și la Năvodari, unde copiii se arată de la an la an tot mai interesați de lumea teatrului. Am ales pe cei mai buni dintre cei buni. Am plecat întotdeauna cu ideea de a lua trofeul de la festival, ceea ce s-a și întâmplat, sau poate locul întâi, dar nu vrem să acceptăm mai puțin de atât, pentru că sunt extrem de talentați acești copii. Fiecare din elevii mei vor putea face această meserie cu succes. Noi avem o colaborare foarte frumoasă, încununată cu multe premii, cu multe festivaluri, atât în țară cât și peste hotare. Suntem primii care am organizat festivalul de teatru Spiritului Caragiale cu ajutorul domnului profesor Coman. El este inițiatorul, dar primăria Casa de Cultură a fost cea care a încurajat acest festival. La TIP a urmat și el cursurile de teatru la clasa actriței Lili Bărescu, iar acum este student la Facultatea de Arte, specializarea teatru, și a devenit la rândul lui îndrumător pentru tinerii voluntari. Împreună cu grupul de voluntari ambasadori bibliotecii și motorul grupului Doamna Bibliotecar de la Pontus Euxinus Năvodari, am organizat Ziua Mondială a Teatrului. Invitatul special de anul acesta este domnul actor, profesor universitar Geo Dobre. Am chemat atât trupele de teatru din Casa de Cultură, cât și iubitorii de teatru din oraș, pentru 2 ore de relaxare, să zic, să facem o paralelă între teatru și film și să vorbim despre artă, în general. Pentru unii, ziua de 27 martie este la fel ca celelalte. Pentru actorul Geo Dobre are o dublă semnificație și spune că își va aminti mereu cu plăcere de această dată. Și mi-aduc aminte cu plăcere de un spectacol jucat pe 27 martie. Se chema Paradis de Ocazie, împreună cu Tamara Vujuceanu, botez la Iași, într-o sală superbă, cu spectatori la fel de receptivi. Sigur că pentru mine a fost o surpriză să aflu că cei de la Năvodar doresc să sărbătorească această zi extraordinar de importantă. Adică există un suflu cultural, se pare, aici la Năvodar, și am fost invitat de un student de-al meu. Ziua Mondială a Teatrului este sărbătorită și prin spectacole și concerte, publicul având ocazia de a se întâlni cu artiștii preferați. Au loc, de asemenea, o serie de manifestări teatrale, dintre care cea mai importantă este transmiterea mesajului tradițional internațional.